Dragilor, bine v-am regăsit. A trecut un weekend greu peste noi. Poate a fost mai multă lume inspirată, dar avem un weekend de pomină. Se anunță serios, nu? Și asta la meciuri. Se anunță. Ca și toate meciurile pe care abia le așteptăm. Ai văzut ce sânge a fost după prima zi de Champions League? Toate meciurile de Under. Dar după aia, în a doua zi, toată lumea în casă. Manchester City la Copenhaga, să nu dea un gol. Da, da. Păi uite așa e în pariuri. Da. Într-o zi pierzi, într-una câștigi. Manchester City care m-a curățat și pe mine. La da? Bilet. Păi asta cum? Era problema. Minutul 65-40 și pe gata, vacanță. La biletul etapei. Da. Las că povestim da. Când vine biletul etapei de Pățania lui Adi. Avem meciuri puternice, foarte puternice în acest weekend. Abia așteptăm cu toții. O să vorbim despre ele. Să încep eu să zic ceva. Să povestesc eu despre ceva la lecția de pariuri. Te rugăm să vă mai învăț ceva, Adi. Dar nu mai că voi tot deja timpul. Știți tot. Am promis unor followeri că explic cum câștigă casele de pariuri și cum putem noi să ieșim un pic mai bine pe profit. V-am mai povestit eu, probabil n-ați văzut toți, dar mai povestesc o dată, ca să fie destul de clar pentru toată lumea, casele de pariuri nu câștigă dacă noi jucătorii pierdem sau câștigăm, pentru că poate eu mizez pe un meci, Adi mizează altceva pe meciul acela, da? Și e clar, unul din noi o să câștige. Asta nu înseamnă că toți mizează ca mine sau toți mizează ca și Adi. Ei, casele de pariuri nu sunt interesate practic de rezultatul final al meciurilor, pentru că ele câștigă din ceea ce se numește marja de profit a caselor. Ce înseamnă marja? Este marja aplicată valorii cotelor. Vă dau un exemplu destul de clar. Pentru un eveniment cu 50% șanse de câștig, da? 50% pe alb, 50% pe negru. Să zicem over-under 2,5 goluri sau ambele marchează sau nu marchează ambele. Sau cine va avea lovitura de start, ăia sau ăia. Sunt șanse egale, să zicem. Da? 50% cu 50%, asta s-ar traduce printr-o cotă de 2 cu o cotă de 2. Evident. Da? Bun. Voi știți foarte bine că în majoritatea caselor de pariuri nu o să aveți, adică nicio casă de pariuri nu veți avea cotă 2 cu cotă 2, pentru că altfel nu ar mai câștiga din nimic acea casă de pariuri. Veți avea 1.85 cu 1.85, în cel mai fericit caz poate 1.90 cu 1.90, sunt și cazuri de 1.83 cu 1.83, depinde de la casă la casă și de marja pe care o aplică pentru profitabilitatea lor. E, în acest caz, în exchange, știți foarte bine că nu avem de a face cu o casă de pariuri. Betfair Exchange este singura bursă de pariuri sportive licențiată în România și este cea mai mare din lume. E, acolo noi nu pariem împotriva unei case de pariuri, pariem împotriva altor jucători. Deci, automat, nu există o marjă. Dar există un comision. Un comision pe care Betfair Exchange, Betfair de fapt, îl aplică doar profitului celor care câștigă. Automat, cei care pierd nu au un profit. Deci dacă ai pierdut niște bani în exchange, nu ești comisionat cu absolut nimic. Dacă ai câștigat, plătești un comision standard pe România, este 6,5%, dar doar din profit. Adică dacă eu mizez 100 de lei la cotă 2, am un câștig de 200 de lei, da? Miza ori cota. Deci profitul, scăzând miza, este de doar 100 de lei. Din acei 100 de lei se percepe un comision de 6,5%, ceea ce înseamnă 6,50 lei. Uitați-vă un pic ca să vă fac un exemplu clar cu cifre, astfel încât să înțeleagă toată lumea. Am aici un Excel, hai să băgăm o miză, ca și exemplu o să bag 500 de lei miza mea standard, cu care v-ați obișnuit, băgăm 1.85 o cotă din casa de pariuri și cota 2 în exchange. Ei, uitați-vă aici că sunt niște formule destul de simple și un copil de clasa 4 care știe să folosească Excel-ul poate să bage aceste formule. Dacă vom câștiga acest pariu la casa de pariuri, la cota 1.85, avem un profit de 425 de lei.
Dacă este să-l câștigăm în exchange, unde jucăm la cotă 2, automat nu există o marjă aplicată, după ce ni se retrage, după ce ni se percepe acel comision de 6,5% din profit, rămânem cu un profit de 467,5 lei. Surplusul este 42,5. Deci noi la un pariu câștigat, dacă folosim exchange-ul în locul unei case de pariuri care are o marjă aplicată, avem un profit de 42 de lei. Na, trag și eu în jos aici, nici nu știu cât am tras. Vedem la final. Ia uitați-vă, 49 de pariuri. Mai trăgeam unul și erau 50. Hai spune 50 ca să fie totuși spectaculos. Tragem și de ăsta. Aceeași cotă. Ce se duce Mihalache. Nu mai modific cotele. Lăsăm doar această cotă ca și exemplu. Nu mai modific nici mizele, doar ca să vă faceți o idee. Deci după 50 de pariuri câștigate, dacă poate punem 50 de pariuri și nu le câștigăm pe toate, că n-avem cum, am fi Dumnezeu. În cazul acesta, după 50 de pariuri, uitați-vă că am avea 2125 de lei mai mult dacă am juca în exchange, da? Un surplus de 2125 de lei dacă jucăm în exchange și ocolim acea marjă de profit a caselor de pariuri. Deci este extraordinar de simplu. Trebuie să rețineți că mai avem un avantaj foarte mare atunci când jucăm pe bursă și folosim Betfair. La Betfair nu plătim taxa de 2% la depunere, cum se plătește la majoritatea caselor, pentru că este din lege, așa vrea statul român, și impozitul de 3% la fiecare retragere. Deci gândiți-vă că mai vine ceva substanțial și de acolo. Da, în rest, vă puteți face calculele singuri dacă aveți un jurnal ale pariurilor puse în ultimul timp, cât ați pus, cât ați câștigat și vedeți cât ce cote ați fi putut obține și ce surplus dacă ați fi jucat în exchange față de o altă casă de pariuri. Cei care joacă în exchange știu asta de mult timp. Dar să fie foarte clar, cu acel comision aplicat câștigătorilor în exchange, cu toate că se aplică acel comision din profit de 6,5%, tot suntem mult mai avantajați față de casa de pariuri. Da? Bun, s-a terminat pledoaria mea. Mai facem ceva sau plecăm în casă? Vorbim măcar de un meci să vorbim. Nu să-l lași pe Adi fără 1900 astăzi. Ia zi tu, Adi, despre ce vrei să vorbim. Păi vorbim despre meciuri, avem două meciuri. Hai să începem care cu... este așa în evidență și restul menținem, sunt menținem tradiția și începem cu Premier League. Pe ei da. Am inventat fotbalul, normal când Liverpool cu, Liverpool cu Manchester City, să știți că aveți un pariu gratuit fără depunere, valabil pentru toți jucătorii pe Betfair. Un cadou din partea casei, ca de obicei cum v-a obișnuit Betfair în ultimul timp pe meciurile mari. Vă las linkul în descriere. Trebuie să dați click și să revendicați oferta, apoi să puneți un pariu combinat, format de minim două selecții de pe acest meci și să luați bani. Poți să fie și 20 de selecții. Ia zi, domnul Adi. Păi ce să zic, mi-am făcut temele înainte de meciul de Champions League. 7-1 la Glasgow. E șocant, mai ales când tura a fost 2-0. Eu am zis că au milă de ăștia de la Rangers pentru că sunt protestanți. Nu sunt catolici, cum sunt cei de la Celtic și mai apropiați de Imperiul Britanic. Dar 7-1. Da, mă, că Salah așa s-a gândit. Da. Da, că i-ați protestat. Triplă în 6 minute. Da, eu nu judec pe Liverpool după meciul cu Glasgow Rangers. Le judec după rezultatele din acest sezon. Au pierdut 14 puncte în primele 10 etape, cât au pierdut tot sezonul trecut. Deci tot sezonul trecut au pierdut 14 puncte. Este incredibil. Singurul sezon în care au mai avut atât de puține puncte după etapele astea, în 2012-2013, au terminat pe 7. Sunt pe 10 acum. Și diferența e mare. Sunt 13 puncte față de City. City fiind pe locul 2. Au două rezultate de egalitate cu... Cine au făcut cu Newcastle 3-3 și cu Aston Villa 1-1. Aici vine diferența aceea de față de Arsenal, care este lider, cea mai bună formă echipă din Anglia. Am zis tare. Așa. Dar anul trecut au fost două rezultate de 2-2. Și la Liverpool și la Manchester. A fost o victorie în cupă 3-2 pentru Liverpool. Acum două sezoane City a învins pe Anfield cu 4-1.
au trecut, sau mă rog, acum în noiembrie se împlinesc 3 ani de când Liverpool nu a mai învins acasă, a avut un 3-1 în 10 noiembrie 2019, ultima victorie cu City. City a creat probleme în ultimii ani. Dovadă și faptul că a câștigat de fiecare dată, sau mă rog, cu excepția celui an când Liverpool a ieșit campioană, a luat titlul. City iar nu poate fi judecată după 0-0 la Copenhaga, chiar dacă a fost blestemată probabil de mulți pariori mari seară, cum să nu dai gol la Copenhaga, da? E în formă, zic eu, va fi interesant, va fi interesant. Liverpool are acum moral foarte bun, dar să nu uităm că în ultimele trei etape a luat 2 puncte din 9, da? Și a pierdut cu Manchester United, a pierdut cu Arsenal, deci meciuri importante. Mă uitam că și-a revenit Matip, dar degeaba. Defensiva gafează, au 12 goluri primite. Liverpool acum, parcursul Liverpool este în oglindă cu cel al lui Arsenal de anul trecut. Parcă s-i invers. Bine, Arsenal a avut mai multe sincope în ultimele sezoane. Acum se pare că a găsit rețeta succesului. Oricum va fi un meci spectaculos, clar, pentru că ai jucători, zic eu așa. Păi asta zici tu că o să-l comentezi, nu? Da. Speri să ai și tu ce comentarii. Nu pariați pe meci, sau pariați la 3 în sus. Să vezi acum. Îl am pe consultantul meu, pe Octav. Da? Ce meci îl comentezi, tati? De la 3 în sus. Da. Despre domnul Haaland, ce să mai zicem? Haaland. Ce să mai zici? 3 hat-trick-uri. A marcat în ultimele 10 meciuri jucate în tricoul lui City, egalând cea mai bună performanță din istoria clubului și aia cu hat-trick-urile. Am înțeles că au făcut ăștia o petiție, nu? Da. A fost scoată. Și o glumă. Dar vor strânge 3 milioane de semnături și... Și o să se discute în Parlament. În Parlament, da. Să fie interzis Haaland. Și... Da. Este atât simpatic. Da. Manchester City are o eficiență înspăimântătoare pentru adversare în acest sezon. 52% din șuturile expediate pe spațiul porții au fost goluri. Mamă, deci mai mult de jumătate din șuturile pe poartă. Excepțional. Da. Le strică cifrele astea penaltiurile ratate. Și de când e Guardiola, au ratat 24 de penalti. Am văzut și eu asta. Au ratat și în Champions League la Copenhaga. Trebuie să-și cumpere un jucător care se bată pe lângă, ca la handball. Vine de pe bancă, pac, 7 metri, gol și înapoi. Dar uite că dacă domnul Haaland scrie istorie în actuala stagiune, starul lui Liverpool, domnul Salah, e departe de forma consacrată. Și a revenit acum cu astea 3 goluri la dar Rangers. Dar în Premier League, doar 2 goluri. Noroc cu Firmino. Etapa trecută când au jucat la Arsenal, am avut eu iar biletul acela combinat foarte frumos, de cotă 3, pe care am luat iar banii înapoi, pentru că doar o selecție nu mi-a ieșit. Domnul Salah să înscrie sau să dea o pasă decisivă. Și uite că n-a vrut. Sau să dea măcar un autogol. Da. 2.34 a fost cota de pornire pentru victoria lui City, iar aceasta a tot fost în scădere până la un minim de 1.78. Iar acum s-a stabilizat undeva pe la 1.87, cred că după ce a văzut lumea că și-a revenit Liverpool și a început să dea goluri la Rangers. De aseară a început să crească un pic. Da, să știți că pentru acest meci am pregătit din nou un pariu combinat la cotă 2.50, format din 4 selecții astfel. X2, adică nu bate Liverpool, gol în ambele reprize, peste 2,5 goluri marcate în meci și domnul Haaland înscrie sau oferă o pasă decisivă. Asta nu are cum să nu iasă. N-are cum. E ca și câștigat. Vă reamintesc, pentru că am combinat minim 4 evenimente din cadrul acestui meci, la cotă finală minim 2, noi avem 2,50, este valabilă și asigurarea de pariu combinat, care ați văzut și în ultimele 2 episoade, că ne-a dat banii înapoi pentru că s-a pierdut la o singură selecție. Deci în cazul în care se pierde la o singură selecție, primim banii înapoi sub formă de bonus a doua zi, în limita a 50 de lei, de aceea este și miza 50 de lei. Și ca să răspund la întrebarea la care m-am făcut că nu aud, 16 septembrie 1893, primul meci Liga a doua, City Liverpool 0-1. Gata. Bă, dar nu se putea. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere. Dar cum ar fi să tai asta la montaj? Ia zi. Ce surpriză ar fi. Nu lucrează cenzura aici. Da. Hai să mergem la un alt meci foarte puternic, unde
Și aici aveți un pariu gratuit din partea casei, fără condiții de depunere, fără nimic. Trebuie doar să jucați minim două selecții combinate din cadrul meciului Real Madrid cu Barcelona. Vă las linkul în descriere și în secțiunea de comentarii. Să dați numai click și să revendicați bonusul și să jucați. Să vă distrați. Moca, mocăciune. Ia zi, domnul Adi, aici mai ia. Del Clasico. Primul meci. 13 mai 1902. Așa, mă, da, asta. Barcelona Real 3-1. Ca să putem să discutăm liniștiți. Da. Le găsești această partidă pe primele două locuri, la egalitate de puncte, 22 de puncte. Problema este că Barcelona merge ceas, după acel meci din prima etapă 0-0 cu Rayo, acasă au urmat 7 victorii. Însă în Champions League a ratat prin egalul 3-3 cu Inter. Se bate la Europa League primăvară Champions League. Nu e matematic, dar n-ai cum să crezi că Inter se va încurca vreodată cu victoria Pâlgen. Da? E adevărat că săptămâna trecută i-a cam măcelărit arbitrul la Milano, da? Cu penalti neacordat, cu penalti acordat celor de la Inter. Mă rog, dar nu asta e o scuză. A greșit că și echipa, l-am văzut pe Piqué. Da, că a fost da. Ultimul, ar trebui să fie ultimul meci la Barcelona. Nu mai, deci a fost așa un meci de... Dacă era meciul sau faza aia cu Piqué pe la noi, pe în Liga a doua sau a treia, era clar, m-a da. Fost blat. A, da, gata, da. Clar, blat. Dar omul era aerian, ce până. Da. Nu cred că se va mai repeta ce s-a întâmplat în primăvară, acel 4-0 al Barcelonei pe stadionul Real Madrid. A fost prima victorie după 5 meciuri în care Realul a bătut de 4 ori și a fost un rezultat de egalitate. De altfel, ultime două victorii ale Barcelonei au fost pe teren străin. Da, e meciul cu numărul 283. Courtois este accidentat de ceva vreme. L-am comentat pe Andrei Luni în acest puș din poarta lui Real Madrid, 23 de ani. Are deja 6 meciuri consecutive, 4 la Real, 2 în Premier League, 2 în Champions League și 2 în Primera, plus 2 în Naționala Ucrainei. Foarte interesant copilul. De partea cealaltă, Barcelona, i-am văzut și meciul Champions League. Nu l-au pe Christensen, nu l-au pe Koundé, Kessié, Depay, sunt câteva absențe importante, dar va fi un derby, El Clasico. Mi se pare Realul mult mai bine legată, mai în formă. I-am văzut. În ultima vreme? Chiar și în ultima vreme. Și a revenit Benzema. Băi, dar l-au avut pe Benzema la cel 4-0. Eu nu pot să înțeleg cum a avut Barcelona atâta bulan în meciul cu Celta Vigo. Băi, băiatule, zici, au ratat aia din toate pozițiile. Și Barăș, singur cu portarul. Dacă erau pe ei, da. Zici, și uite, s-a întors bulanul la Milano. Pe Camp Nou cu Inter. Da. Că se întoarce. Ăsta e... Da, da, nu știu, parcă și Ubrezi acolo în apărare. Nu înțeleg cum de-au scăpat fără gol primit acolo, dar nu. Cu noroc. A fost bine că eu aveam un pariu pe ei acolo și până la urmă, bine că ești. Așa cu el, da, bine că ești. Da. Ce să zic eu aici? Cele două au medii aproape identice în ceea ce privește șuturile expediate pe spațiul porților adverse. Medie de 6,5 Barcelona, 6,25 Real Madrid. Tu ce zici, Carmen? Lasă deoparte statutul de suporter. Ce crezi? Aveți șanse? Da, bineînțeles. Da? Un egal, ceva? Dar nu știu, vor reveni acum să facă spectacol Real Madrid fix cu Barcelona. Eu m-aș gândi la un egal aici, dar... N-are farme. Mai bine iau bătaie dacă se fac egal. Nu există să ne putem tachina, nu, ori unii, ori alții. Nu, n-are farme. Nu există. Da, corect. Nu vreau. Pentru asta am evitat piața asta de rezultat final. Chiar, e într-adevăr meci de 1x2. Așa că recomandarea mea este un pariu de tip pro pe minim 3 goluri înscrise în meci în regim asiatic la o cotă de minim 2 în exchange. Mi se pare plauzibil. Mi se pare plauzibil. Avem jucători buni în atac la ambele formații. Prin apărare ați văzut că se mai gafează și colo și colo. Eu zic că ar trebui să încasăm. Avem nevoie de minim 4 goluri ca să câștigăm acest pariu. Știți foarte bine, dacă se dau fix 3, primim cota 1. Asta înseamnă asiatic. Bun, alt derby. Iar cu implicații pentru Carmen. Torino-Juventus. Implicații sentimentale. Ia spune, Carmen, cine bate Carmen? Ia zi tu, Carmen. Spune. Spune-ne.
aprilie 2015 nu m-a mai bătut Torino Chávez. Și a fost singura victorie în ultimii 27 de ani. Singurul, da. În ultimii mai... 27 de ani o singură victorie, incredibil. Nu și-au respectat nici capitanul. Nu dar n-ar fi acum momentul lor? Deci, acum când voi sunteți praf? Nu, că dacă nu, să stați un pic. Păi stați un pic că n-ați înțeles. Una să mă bată Monța, prima dată în istorie. Una să mă dat să mă bat Torino, păi se dă foc. Păi cred că se dă foc. Cred păi că plecăm fan clubul, clubul din România, cred că și dăm și noi foc. Ce aveți, mă, terminați-vă. Păi nu da, așa cum te-a bătut Monța, așa cum te-a bătut Maccabi Haifa. Nu e voie. Nu există, deci nu există. Deși ăștia măcar au două meciuri fără gol primit. Eu n-am niciunul, eu am încasat, deci eu am încasat bine. Și ai zis că n-ai emoții cu asta. Da. Au da, și da. Luat, au și încasat. Ce de la Juventus, da. Uite, mă uit așa pe clasament, sunt vecine, să știi, locul 10, locul 8. Torino locul 10, Juventus locul 8. Se bat la conferență. Etapa 10, sunt doar două puncte. Dacă Torino bate, trece peste Juve în clasament. Problema e că Torino are un singur punct în ultimele patru etape, da, însă da. Un punct în runda precedentă acasă cu Empoli. Începuse foarte bine campionatul. În primele cinci etape a avut trei victorii și un rezultat de egalitate. Juve, și că vorbeam noi la emisiunea trecută că a învins-o pe Maccabi Haifa cu 3-1, dar a suferit teribil. Uite, dovadă, 2-0, băiețașii aia. Dacă era tur-retur și se ținea cont de regula golului în deplasare, mergea Maccabi. Se ducea Maccabi Haifa mai departe. Băi, da. Deci am oameni la mine pe grup care au zis după seara de Champions League, mamă, nu mai pariez pe Juventus în viața mea, m-au ars deja. M-au ars deja de nu știu câte ori să gata, să nu mai aud de ei. Dar nici măcar nu există echipă. Cum ar fi să vin eu acum, zic, domnule, recomandarea mea este un pariu pe Juventus. Păi și ce ai de să zici? Trecem la recomandare? Deci, uite, mă uitam un pic la o chestie. Da. Băi, posesia lui Torino în acest sezon e mai mare decât a lui Juventus. 53,3 Torino și Juventus are posesie de 50,3% pe meci. Așa și? Cum face cu punctele? Da. Fii atentă. Da, sunt. În plus. Torino este superioară lui Juve și la numărul de ocazii create. 13 față de 12,7. Da, prea mi le arunci așa. Toate cifrele zim, din două victorii lui Torino. Zim, fost curaj și spune-mi, da, prea mi arunci. Faza este că și aia merg destul de prost, astfel încât n-am curaj să iau pe ei. Așa că, uite, recomandarea mea, să știți că este un pariu de tip pro pe egalitate la final de partidă, la cotă 3.30. E și cota bună. A fost în ultimul meci. Nici în Torino n-am cum să am încredere, dar nici în Juventus. Deci acolo îl văd. Ăsta e 1-1 clar, scrie mare. Și se va marca. Din avion. Pentru că în ultimele 34 de meciuri, 2 de 0-0 atât. Rest s-a marcat. Da, e 1-1, ce să mă, iau și scor corect. 1-1, scor corect. Și marcator. L-am fi pus pe Belotti de la plecat, băiatul. Păi autogol atunci. Belotti a plecat, Bremer a plecat la Juve pe bani. Autogol atunci. Da. Ca să nu se spere nimeni. Da, asta e. Hai să trecem în Franța ca să nu se supere Carmen pe noi după aia. Zice, mergem în Franța. PSG, Marseille, și aici avem derby puternic. Derby și aici, locul 1 cu locul 3. Dar numai derby. Da. Întâmplător. Da. S-au fortuit. PSG vine după două remize, 0-0 deplasare cu Reims în campionat și 1-1 cu Benfica. Cumva previzibil. Benfica e în mare formă, PSG... În meci în care a avut doar 7 șuturi pe poartă, PSG. Într-o scădere de turație. În meciul cu Reims l-a pierdut pe domnul Ramos, așadar nu va juca, nu a avut meci de cupă ca prin alte campionate, să-i spășească suspendarea. Mă uitam când au avut ultimul eșec de la PSG, cu amicale astă vară, în 20 martie, în fața lui Monaco, 0-3. De atunci, cred că sunt vreo 30 de partide, fără înfrângere. Acel eșec venise după, mi se pare, după eliminarea din Champions League. Kimpembe a accidentat, Renato Sanchez e accidentat de când s-a apucat de fotbal, Messi a lipsit și el accidentat. De cealaltă parte, Colașina s-a accidentat în amicalul, în meciul cu Bosnia, România, de pe Giulești, a zis amical. Au un marcator, Alexis Sanchez, care a marcat, iată, și a revenit. Deci s-a marcat sezonul ăsta cât în ultimii 4 ani. Da. 4 goluri, doar în campionat. Mai e Luis Suarez, are 3 goluri marcate. Ultimul meci pe PSG-OM a fost 2-1 în aprilie anul acesta.
o singură victorie în ultimii 12 ani, în septembrie 2020, OM în deplasare 1-0 cu PSG. De atunci două egaluri și o victorie. Da. OM arăta bine și în Champions League. Aici poate să fie o chestie de moral. Tu ce merge aici? Ce aș merge aici? Că nu pierde OM. Așa? E curajos să stai. De? Da, da, da. Dar n-am aș încredere. Merge. Da, cota e bună, cota e bună. Dar n-am pentru încredere. Cota, pentru cota, dar... Nu, uite, eu mă uit un pic că domnul Mbappé a marcat 8 goluri în primele 10 runde, mai are 4 și în Champions League. Da, ce să mai, trec direct la recomandare, un pariu de tip prope Mbappé marcator. Cotă minim 1.90 în exchange, deci se înscrie oricând, nu primul gol, nu ultimul, se înscrie oricând. Tot văd, el are cel mai multe ocazii, mai nou bate și penaltiuri, să dă Neymar la o parte, depinde cum negociază ei acolo. L-a depășit și pe Cavani, a devenit cel mai bun marcator pentru PSG din Liga Campionilor, cu 31 de goluri. Avea Cavani 30 până acum, din istoria clubului. Da, e fâșneț, e fâșneț. Din scurta istoria clubului PSG. Eu zic că mai bine merg pe asta și poate să iasă și X2-ul tău, adică că se termină 2-2 și dă Mbappé un gol, aia ești X2. Luați marcator și de dincoace, de ce nu? De Dimitri Payet. Că este primul din istorie. Mitri Paică care cotă 10 să marcheze. Nu. Adică e săracul cât are? 34 de ani. Păi și ce mă la 34 de ani nu mai dai gol? Nu mai. Tu faci să este primul jucător din istoria campionatului care a ajuns la... care are peste 100 de goluri și peste 100 de asisturi. Păi da, dar are din urmă. Păi da, dar a mai cârpit acum. Mai cârpit. Corect. Altfel nu devenea primul. Corect. Zi-mi unul. Păi mai țin istoria, frate, campionatul. Mai bagă o pasă decisivă și un gol. Uite, o să-l iau numai de-al Navi. Deci dacă zici așa, domnul, haide, o să pun și eu invers. O să iau după domnul Cătălin Cumbape și bag și un Dimitri Paie. Hai să vorbim și despre ultimul meci. Turcia. Turcia din nou. Balamuc. Balamuc, Arkadaş. De Secure Dirim. Locul 2 contra locului 7. Ai avea impresia că e diferență mare. E doar un punct, 18 puncte. Beşiktaş locul 2. Strâns mai îngrămădeală mare acolo. Îngrămădeală mare. Se calcă pe picioare turcareții. Beşiktaş 18 puncte, spuneam. 17 goluri marcate, 10 primite. Trabzonul un pic mai zgârcită. 13-11 gol averaj. Beşiktaş vine după o deplasare cu Giresunspor 1-0. Prima victorie după 3 etape în care a luat 2 puncte. Se marchează, mă uitam așa în afară de un 0-0 în martie 2013, în rest, cel puțin 2 goluri pe meci. Iar în calitate de gază, Beşiktaş a avut mari probleme cu Trabzon în ultimii ani. N-a mai bătut-o de 2 ani. Da. De atunci, 3 egaluri consecutive și 2 victorii consecutive, Trabzon. Trabzon care nu are un marcator, să spunem așa, un Holland. Are mai mulți cu 2 goluri, Bardi, Bozog, Trezeghet. Păi da, pentru că lipsesc într-una, au mereu accidentați. Acum sunt vreo 10 care lipsesc. 9 accidentați, sunt au un fundaș cu nume simpatic, Victor Hugo. De fapt, Victor Hugo, că e brazilian, dar așa îl cheamă, că m-am uitat în actele lui, așa îl cheamă. Deci nu e poreclă. De partea cealaltă, Beşiktaş, mă uitam, l-a luat pe Cheng Toshun, l-am comentat eu pe la Crystal Palace, pe la Everton, niciun gol în 8 partide. În schimb, Muleca are 4 și Încudu 4. Meci echilibrat, dar nu pierde Trabzon. În ultimele 4 meciuri directe a fost mereu câte un cartonaș roșu. Da? Balamuc scandal. Deci, stăm cu ochii și pe cartoane. Când vin așa la, era să zic, la capitală, la Istanbul, sunt priviți așa ca provincialii cei din Trabzon. Ia tagane. Ia zic că da. Păi, ce să zic, tu ai aruncat-o pe aia, că nu pierde Trabzon. Păi n-a pierdut decât rar în ultimii ani, da? Deci, păi da, mă, dar mai sunt ei ce au fost anul trecut. Nu, dar uite, sunt acolo. Mai sunt ce au fost anul trecut. În ultimile, fii atent, în 4, a pierdut 3 din ultimele 4 deplasări și a luat câte 3 goluri de fiecare dată. Plus că le lipsește o jumătate de echipă. O echipă întreagă. No, au jucat așa ca să-i adormă pe ăștia de la Beşiktaş. Da, nu mai e ce a fost Trabzon. Să vede, ceva e acolo. Cred că vor să-l dea pe la afară să-l schimbe. Îl lucrează. Să schimbe adunul. Bun, nu mai lungim. Recomandarea mea, să știți că e un pariu de tip prope victoria lui Beşiktaş la cotă de minim 2.20 în exchange. Păi, nu vă luați după Adi. Dar are cotă mare. Luați-vă după mine, nu după Adi. Ce scrisesem eu aici pe meciul ăsta? Scor corect 1-0.
Ăla e, 1-0, băgați acolo, că a zis Carmen. Bine, sunt contra, da. Să pariți contra. Da, păi tu o să mergi cu contra, da. Că așa mai spun și eu așa, știi, gen, înainte să văd dacă mă ridic la nivelul tău și-s pe aproape de ce zici tu, știi? Dragii mei, lăsați și voi pronosticurile voastre în secțiunea de comentarii ca să participați la concurs. Toți cei care vor prinde minim 4 din 5 pronosticuri corecte sunt eligibili pentru cele 3 premii puse la bătaie, freebet de câte 300 de lei în contul Betfair, cei care vor avea cele mai multe. Dacă sunt mai mult de 3 cu același număr de rezultate, fie că sunt 5 din 5 sau 4 din 5, tragem la sorți, știți povestea. Ia, chiar sunt curios să vedem ce o să ziceți voi la Trabzon cu Beşiktaş, dacă mergeți cu, ca mine sau ca Adi. O să fac un sondaj acolo. Hai acum să ajungem la... Să ne ocupăm de Challenge Cota 2, că știu că așteptați cu sufletul la gură această rubrică. Am ajuns la 50 câștigate și 43 pierdute. Avem o serie de 5 pariuri câștigate consecutiv și am ajuns de la 100 la un câștig de 3245 de lei. Deci avem de 32 de ori mai mulți bani doar din seria aia. Și acum puteți banii... să retrageți, puteți să faceți ce vreți, știți ce fac. Eu pun pe fiecare pariu separat cu miză fixă și de la acea sutică vreau să leg 10 la rând ca să ajung la 1000 de sutici, la un miliard vechi. Da, păi da, ce? Am câștigat 5, mai sunt doar 5. Nu fleac, nu? Iată, ce a fost mai greu a trecut. Ia să vedem, pe ce mizezi? Da, deci... Am mers în totalitate cu această sumă pe pariu cu numărul 6, unde am luat 2 soliști, pe Valencia la cotă 1.36 cu Elche și pe Tottenham, din nou, ca și pariul trecut, la cotă 1.44 cu Everton. Valencia arată bine, a strâns 7 puncte în ultimele 3 etape, deci din 9 posibile. El Matador Cavani a ratat un penalti în victoria de la Osasuna de data trecută și mă aștept să se dezlănțuie acum în fața Codașei din La Liga, echipă care a acumulat doar 2 puncte în primele 8 etape, a marcat 4 goluri și a încasat 19. Da. De partea cealaltă, Tottenham 6 victorii din 6 posibile în meciurile oficiale disputate pe propriul teren în acest sezon. Și mă aștept să extindă seria la 7 în fața lui Everton. Joacă bine, formă bună tot. Da. Să avem baftă. Ce biletele vieții. A, biletele. Hai să vedem biletul etapei. La biletul etapei, toată lumea a pierdut la un singur meci. În episodul trecut, doar Adi s-a scos cu asigurarea AKA Edge. Ați văzut că a avut biletul ăla din 3 meciuri, fantastic. Și s-a scos la... L-a scos un singur gol, 4-0 de minutul 60 ceva, el a luat peste 4,5. Peste 4 de 5. Napoli și-a făcut treaba, belgienii la fel. Bun, Carmen e la minus 139 de lei, are de recuperat. Eu am ajuns la minus 98, am de recuperat. Domnul Adi e la plus 287, liniștit. Nu ne mai înțelegem cu el. Da. La masă. Hai să vedem. Din câștig. Carmen. A mizat pe victoria lui Pogonș Cecin. Cum le zici, măstura? Pogonș Cecin. Cum? Pogonș Cecin. Eu nu zic așa. Păi, fiecare cum. Tu. Păi, dar nu știu că poloneză, nu știu. Eu am comentat cu campionatul Poloniei. Pogoń Szczecin. Ne luăm după domnul Adi la cu... Așa, cu Piast Gliwice, cotă 1.75 și minim 3 goluri marcate în partida dintre Napoli și Bologna la cotă 1.50. Cotă finală 2.63 pe biletul lui Carmen. Succes, aveți grijă, grijă cu polonezii. Deja mi se limba. Era o echipă simpatică. Termalița Niececea. Da, da, da. Ce mai, eu așa am crescut cu Pogoń Szczecin. Nu știu cum. Ca adică vize vloț. Vize vuci. Cum da. E gornic, gurnic, care înseamnă miner. Bun, hai, lasă minerii. Domnul Adi Dobre. Minerul. A fost la un gol distanță, după cum v-am zis. Ați văzut că a avut biletul ăla de cotă 10 din 3 meciuri. A aplicat asigurarea, i-a scăzut la 7, dar... partea bună e că și-a luat banii înapoi, deci n-a pierdut. Da. E o chestie și cu asigurarea. Curajul și acum. De această dată n-a mai aplicat asigurarea. A trebuit să facă biletul tot din 3 meciuri și a mers așa. Pe minim 2 goluri în prima repriză la Bayern cu Freiburg, cotă 1.95. E bun.
solist pe Betis cu Almeria, cotă 1.50, bun și asta. Și ambele marchează la meciul dintre Manchester United și Newcastle. Bun și asta. Cotă finală a biletului 4.53. Mult succes, domnul Adi. Doamne ajută. Să rămână. Uite, ți-am dat binecuvântarea mea. Gata, poți să-l câștigi. Adică sunt de acord. Să mă pregătesc de 4. Da, hai să vedem acum și biletul meu. Format din două meciuri, am jucat și eu de data asta cote mai curajoase, așa, bune și pentru pariuri single. Victorie Leipzig și peste 2,5 goluri marcate în total în meciul cu Hertha, cotă 1.85, așa s-a întâmplat în ultimele 3 sau 4 directe, nu mai știu. Victorie Arsenal și peste 2,5 goluri marcate în total în meciul cu Leeds, cotă 2.15. Am o cotă finală de 4 pe acest bilet. Sper să fie verde și să revin și eu pe plus la acest proiect. Bine, și tu poți să reveni. Toată lumea să fie plus. Da, da, chiar cred că o să, chiar cred că o să fie câștigător. Cred că acum le câștigăm toți, când uitându-mă așa. Toți le luăm, gata. Și săptămâna viitoare stăm toți așa capul jos. Nu, câștigăm, gata. Vă doresc verde la toți. Vă doresc succes și vă dorim și vouă să fiți inspirați și să ne revedem și săptămâna viitoare la un nou episod din Bursa Pariurilor. Bun.